În mașină se afla o familie din județul Olt cu reședința provizorie în Mioveni, care se întorcea de la țară dintr-o comună din Olt. Polițiștii cred că șoferul a adormit la volan și mașina a ieșit de pe stradă, apoi a intrat direct într-un cap de pod. Conducătorul unui autoturism în vârstă de 37 de ani, într-o curbă ușoară la dreapta pe raza localității Lunca Corbului, se pare că pe fondul oboselii a pierdut controlul volanului, intrând într-un șanț din marginea dreapta a străzii și lovindu-se frontal de un cap de pod. Din păcate, a rezultat decesul uneia dintre minorii care se afla în autoturism, iar celelalte victime au fost transportate urgent la Spitalul Județean Argeș. Impactul cu betonul a fost atât de puternic încât localnicii au crezut că a avut loc o explozie. Ați auzit ceva? O pocnitură. Am zis că a făcut vreo explozie la vreun tir de ăsta. Se întâmplă des astfel de accidente aici, în zona asta? Mai mereu, în zona asta Lunca Corbului. Adică pe toată raza comună. Medicii de pe ambulanță sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze pe micuțul de 7 luni, însă fără niciun rezultat. Aici ai găsit-o. Ai șanț. Cum? Ai șanț, am găsit-o. Și oamenii erau în mașină? Nu, în salvare. Și ce spunea șoferul? Păi da, nu putea să plecați, nu, era în cop. Și bebelușul? La fel. N-a avut nicio șansă copilul? Nu, m-a încercat să-l resusciteze și... Da. Șoferul avea 37 de ani și avea permis numai de câteva luni. El este singurul vinovat de accident. Atât el cât și soția și celălalt copil se află acum internați la spitale din Pitești cu multiple traumatisme.